Imaginează-ți pentru o secundă că unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi trece acum printr-un moment dificil în care nimic nu merge bine. Îți povestește despre toate încercările nereușite, despre faptul că oamenii cu care se înconjoară nu îl respectă și îți spune că și-ar dori mai multe de la el. Dar nu vrea să riște să schimbe sau să se schimbe, pentru că este frică că nu va reuși. Vreau să-ți imaginezi că îl asculți în timp ce îți spune toate aceste lucruri și după ce termină de povestit, tu îi spui: da, așa este. Nu cred că meriți mai mult de atât și că ar fi bine să te mulțumești cu ce ai acum. Oricât de mult nu ți-ar plăcea această situație. Că cine știe, poate oricând să fie mai rău de atât. Cred că ai ascultat ce am zis acum și ți-ai spus: nu aș face niciodată așa ceva. Este cel mai bun prieten al meu și știu că merită mai mult. Poate că este doar un moment mai dificil, dar cu siguranță lucrurile vor fi din ce în ce mai bine dacă va încerca să facă ceva în privința asta. Și asta arată că ești un om cu suflet frumos care ține la binele celor dragi. Așa că lasă-mă să spun o întrebare. De ce nu faci la fel și pentru tine? De ce atunci când e vorba de tine, încerci să găsești toate motivele pentru care ar trebui să te complaci și să te mulțumești cu ce ai acum? De ce nu te convinge că meriți mai mult și că tot ce ți se întâmplă acum este doar o perioadă peste care tu trebuie să treci și că în final, dacă vei continua să muncești pentru tot ce meriți, vei avea tot ce dorești? De cele mai multe ori reușim să facem mai multe pentru cei la care ținem decât pentru noi înșine. Așa că azi lasă-mă să-ți dau o provocare. Fii cel mai bun prieten al tău. Fii cel care te convinge că meriți mai mult. Fii cel care trage de tine atunci când vrei să renunți. Fii alături de tine și ai răbdare atunci când tu simți că nu mai poți. Pentru că în cele din urmă tu ești singura persoană care va fi alături de tine pentru tot restul vieții.